Bună seara, bun găsit la Nașu, sunt Radu Moraru și vom avea și astăzi emisiune prin bunăvoința colegilor mei care, iată, au mai venit și astăzi la serviciu și vor mai veni și mâine și tot așa până la adânci bătrâneți, aici pe Calea Victoriei ne vom pensiona cu toții. Asta s-a hotărât astăzi, să ieșim la pensie pe Calea Victoriei. Trei părți avem, discutăm despre laserul gigant de la Măgurele, 293 de milioane de euro. Comisia Europeană a aprobat această investiție, un mare succes românesc. Discutăm despre laser, frate, și în chirurgia plastică, pentru că avem noutăți și, evident, fiind o seară mai specială, femeile au acces mai ușor astăzi la televizor și în ultima parte către ele ne îndreptăm. Desigur, și bărbații pot fi prezenți. Iar în prima parte discutăm cu cel mai... E adevărat că mulți mă acuză de partipri, dar ăsta e adevărul, este cel mai dinamic partid de opoziție din România în momentul de față. Un partid mic. Noua Republică, dar este singurul partid care aproape zilnic informează presa cu și monitorizează guvernul Ponta și informează presa cu tot felul de năzbâtii pe care le face și vine și cu soluții interesante. Bună seara, domnule Mihail Neamțu. Bună seara. Iarăși v-am lăudat. Mi-am propus să nu vă mai laud foarte mult, dar n-am ce face. Adică văd, compar activitatea pe care o face Noua Republică cu activitatea altor partide din opoziție. Până la urmă, asta mă bucură cel mai mult. Tot timpul am fost întrebat, Neamțule, în afara ta cine mai e? Era cât pe ce să fac o rimă. Dar foarte rar am reușit și cu ajutorul dumneavoastră și al altor colegi din presă și pe la, bineînțeles, la Nașu TV, dar și pe la B1 și poate la Realitatea pe alocuri, am reușit să arăt și alte chipuri, câteva fețe noi, însă dincolo de asta trebuie spus că cel mai important în politică este să ai creierele de partea ta, oamenii inteligenți, oamenii care citesc realitatea politică și mai ales cea economică într-un an de criză și care după ce pun un diagnostic vin și cu soluții. Cu alte cuvinte, avem o instituție să o numesc nu doar a monitorizării pe care o facem, cum ați spus, zilnic, ci avem și conferințele de presă pe care le facem săptămânal și apoi avem grupuri de lucru care chiar au contribuit direct la programul de guvernare al Alianței de Dreapta. Mulți cred că simpla, știu și eu, subminare sau sabotajul de care suferă Noua Republică astăzi în instanță și asupra căruia, problema asupra căruia lucrăm, ne blochează să participăm la proiectul Dreptei. Fals. Noi participăm la proiectul Dreptei prin oameni care vor fi candidați, participăm la proiectul Dreptei prin criteriile de integritate și prin monitorizare. Deci n-ați fost dați la o parte de la masa la care se organizează Dreapta. Înțeleg că lansarea oficială a Dreptei va fi pe 29 septembrie la Palatul Parlamentului. Deci sunteți acolo? Suntem acolo. Nu v-am văzut la fotografie. A fost un moment al semnării. Erau doar cei trei președinți. Pavelescu, Mihai Răzvan Ungureanu și Blaga. Da, vom reveni și la acel moment. Vreau doar să spun atâta că prin această participare a creierelor de la Noua Republică la articularea unui program de guvernare, alături de alți oameni importanți, unii care nu fac parte din partid, atenție, prin recrutarea inteligenței care stă ascunsă uneori în think tank-uri, în instituții de cercetare ale societății civile sau ale societății academice, ale mediului academic, Noua Republică cred că a început ceva inedit. Sigur că nu suntem singuri, nu vreau să pretind aici în mod arogant că suntem singuri, dar suntem printre puținii care văd acest proiect ca pe un proiect de termen lung. Deci nu e vorba de a-l propulsa pe Neamțu doar în Parlament și de a avea o singură voce pentru un singur partid. E vorba de a avea o echipă și această echipă se cristalizează. Sunt oameni, de pildă, la Noua Republică, cum este, de pildă, un biolog ca Augustin Ofițeru, care lucrează pe chestiunea care ține de inovație și cercetare, cum scoatem România din subdezvoltare în zona agricolă și cum cuplăm agricultura la problemele de energie și cum putem, de pildă, să avem oameni care produc energie în satele din Bărăgan și care pot să vândă energia pe care o produc fără monopolul statului asupra acestor rețele, nu? De transmitere a energiei. Sunt oameni cum este domnul Ștefan Vlaston, care
care monitorizează foarte atent tot ce înseamnă învățământul preuniversitar. Sunt oameni precum domnul Valeriu Todirașcu, care se uită la tot ce înseamnă achiziție publică, nu doar în sistemul de sănătate, și vrea să implementeze standarde de procedură, standarde de cost, standarde de calitate după modelul european. Sunt oameni cum este, îndrăznesc să spun, Radu Cujbă, care vine cu un concept creativ de comunicare fresh, foarte inteligentă, cu acel tablou, cu acel stejar al valorilor pe care l-ați văzut. Deci eu cred că Noua Republică este în primul rând o echipă și cred că măsura leadership-ului este în primul rând echipa pe care o strângi în jurul. Da, aveți un... eu vă tot bănuiesc că e cineva care integrează aceste minți strălucite și aceste creative, tineri de valoare. Spun, da. E cineva care v-a desenat conceptul? Că acum vorbim de marketing. Adică aveți cum să spun, repet, nu știu dacă e o laudă neapărat sau dacă e de bine că spun asta la televizor, s-ar putea să vă atrage și antipatii. E foarte bine închegat partidul ăsta și mesajul ăsta. Adică nu te aștepți la un partiduleț și la un partid tânăr, nu? Să fie atât de bine legat ca mesaj, ca organizare, ca, cum să spun, metodologie. Eu personal, deși poate m-aș simți agasat să primesc în fiecare zi informații, materiale, sunt foarte bine făcute. Adică te face să citești chestiunea asta. Și întrebarea mea, aveți vreun creier de ăsta? Nu știu, întreb. Vând un pont, poate, și altora. Poate lumea nu știe că pe băncile facultăților din România, mai ales pe băncile universităților serioase, sunt tineri la 21-22 de ani, care au făcut un bacalaureat pe bune, care au înțeles... știu și eu, lumea ideilor în care trăim și felul în care ideile produc realitate și care ei trebuie doar pur și simplu atrași, ca de un magnet, într-un partid care propune schimbarea. Eu vă mărturisesc că cel mai bine lucrez cu tinerii sub 30 de ani de la Noua Republică, oameni inteligenți, simpatici, care, mai adaug ceva, pentru bani puțin muncesc enorm. Sunt copii, îmi vine să le spun, nu? La 20 de ani, care muncesc 16 ore pe zi la Noua Republică pentru un salariu foarte modest, foarte modest. Și de ce? Pentru că ei luptă și pentru un ideal. Deci, pe scurt, eu m-am uitat spre ceea ce adesea partidele ignoră, anume rezerva de cadre umane, de inteligență proaspătă și atenție, nefalsificată moral, necoruptă, pentru că de la 30 încep micile compromisuri. La 40 poți să fii deja îmbătrânit în rele. La 50, ca dacă mine, ești... Nu, nu cred că e cazul, dar iar la 50 de ani poți să adesea abdici de la vreo luptă, de la vreo luptă mare. Ei, nu vreau să spun că tinerețea e singurul actual Noi Republici, dar este clar în spatele acestei dinamici tinerețea. Interesant, deci n-aveți, nu știu, mă gândeam, ați cumpărat o expertiză nemțească, britanică, adică e cineva care a zis, dom'le, cam așa se fac lucrurile, pentru că, repet, e ceva nou. Da, sunt analize. Și asta dă bine în peisajul. Nu vă ascund faptul că eu, de pildă, voi pleca vineri la Oxford la o întâlnire a conservatorilor din toată Europa, în primul rând a conservatorilor britanici. Nu vă ascund faptul că, după 7 ani de experiență internațională, contactele pe care le ai, cum le am eu în mediul politic și mai ales academic american și britanic, te ajută să vii cu idei proaspete. Deci am avut experți, am avut specialiști care au venit și au vorbit oamenilor de la Noua Republică despre ce înseamnă marketing, despre politic, despre ce înseamnă comunicare și avem un contact iarăși într-o zonă, să spunem, scandinavă, unde oameni care au mai făcut și partide mici au venit și ne-au livrat asta e foarte interesant. Insight-uri, ca să spun așa, idei. Da. Deci, fără o conectare a proiectelor politice de pe malul Dâmboviței, de la București, la proiecte politice, îmi vine să spun, cu anvergură transatlantică, nu ai nicio șansă. Eu vă spun, de pildă, că n-am reușit acum să mă laud, mă rog, și chiar e periculos, dar voi fi iarăși în octombrie, voi fi în Texas, voi fi invitat la o conferință pe care mulți republicani americani o găzduiesc, voi fi din nou invitat la o altă conferință în octombrie la Sofia, unde iarăși oameni de centru-dreapta se întâlnesc pe diferite teme care țin de responsabilitate, de libertate, dar de pildă și despre combaterea mafiei și a grupurilor interlope va fi o dezbatere la care particip și spun că toate aceste evenimente sunt pentru mine ca lider politic momente de reîncărcare a, nu doar a energiilor personale, ci a bateriei
de gloanțe politice cu care trebuie să intri într-o campanie electorală. Până la urmă sunt teme majore pe care noi le ignorăm și care preocupă nu doar România, ci și Europa sau America de Nord, unu, și doi, mai spun un lucru pe care dumneavoastră îl știți deja, l-ați avut invitat pe Daniel Hannan aici și veți mai avea oameni politici din familia dreptei. Cine crede că dreapta este limitată la niște granițe, cum ar fi granițele geografice ale României, se înșală. De fapt, trebuie să spunem, există un proiect transatlantic, nu e nimic misterios aici, care unește sensibilitatea republicană și conservatoare din America de Nord cu sensibilitatea celor din Marea Britanie, a celor din Polonia, a celor din România, a celor din Cehia. Și aceste familii, practic, îmi vine să spun aproape familii spirituale, își dau mâna. Nu întâmplător, Victor Ponta s-a dus în Africa de Sud pentru a întâlni familia socialiștilor din toată lumea. Eu întâlnesc familia celor de dreapta din toată lumea, dar pe alte continente decât cel african. Deci ideea este că deși nu ați putut intra la masa semnatarilor, pentru că există o contestație în justiția română, ați descoperit cine e individuala de la VAS? E un tip care e apropiat de cercuri USL, e limpede, dar care nu are, să zicem, un portret public foarte cunoscut, de aceea și a acționat, pentru că nu era foarte ușor de identificat. Dar nu vom fi opriți, vă spun sincer, avem toate datele care spun că vom depăși acest moment cât se poate de repede. Încă o dată, cel mai important este că există o dreaptă unită, că există, dincolo de personalități și orgolii, există o viziune pe termen scurt și pe termen lung, că există apoi, în ceea ce ne privește, o deschidere spre a recepta criticile și, credeți-mă, reacționăm și la ele. Faptul că și eu am fost criticat, poate pe bună dreptate, pentru un exces de, știu și eu, discurs drastic, poate un pic prea moralist pe alocuri. Acest lucru mă pune pe gânduri și reacționez și mă ajustez și eu și alți colegi de mei ne ajustăm la solicitările care vin din partea unui electorat dur, care este electoratul de dreapta, dar și foarte exigent. Și atunci cred că știm să depășim orgolile, repet, pentru a creiona un singur obiectiv. Acela care ține de stoparea, pe de-o parte, ascensiunii USL-ului și, pe de altă parte, de lansarea, dacă se poate, unui program de guvernare din decembrie începând pentru a salva România din marasm. Bun. Ideea este că eu totuși am zis, bă, dar bun, ok, la tribunal, nu, încă nu sunt gata hârtiile, e clar că a fost un cuțit înfipt în spate, poate chiar că nu v-ați fi așteptat. A fost cu câteva zile înainte de semnarea protocolului alianței. Dar cu toate astea, de ce nu se putea, de ce nu ați fi putut semna sau de ce nu puteați fi co-președinte, chiar dacă deocamdată n-ați fi participat cu partidul separat? Eu nu pot să fiu copreședintele unei alianțe. Eu am fost invitat să fiu copreședintele alianței. În clipa în care hârtiile n-au mai venit de la Curtea de Apel sau de la tribunal, lucrul ăsta a fost sistat. Am fost însă invitat să rămân reprezentantul Noii Republici pe această platformă a dreptei. Asta înseamnă comunicare politică, la greu, aș adăuga, probabil în următoarele săptămâni. Asta înseamnă prezență în toate manifestațiile publice. Asta înseamnă... Deci rămâneți aceeași echipă, da? Recunoașterea, exact, contribuției Noii Republici la tot ce am făcut până acum. Bun, și atunci ce se întâmplă cu acești oameni buni ai partidului care îi candidează unde? Cum candidați? Independent? Sau care e strategia? Există două variante. Varianta de independent nu pare însă totuși plauzibilă până n-ai hârtia de la tribunal care să spună că ești cu adevărat un partid. Și atunci, ce discutăm acum cu unii colegi, și mulțumesc aici pentru generozitatea domnului Pavelescu și colegilor de la PNC, e următoarea variantă. Sigur că ea depinde de felul în care fiecare candidat va accepta asta. Se întâmplă, însă vreau să spun ceva, ca eu să fi fost membru al PNC-ului din tineret. Deci am fost 95 membru al organizației de tineret. Din punct de vedere juridic, pentru că niciodată nu mi-am dat demisia din partidul lui Coposu, eu sunt de fapt și de facto și de iure legat de PNCCD. Sigur că vreau să fiu legat de Noua Republică, dar nu mă lasă statul român, nu mă lasă șicanele de injustiție. Și când voi putea să fiu legat doar de Noua Republică, voi fi legat doar de Noua Republică. Acum sunt legat și de PNCCD și există deci această variantă să candidez, eu de pildă voi candida la Arad, pe listele alianței cu suportul juridic al PNCCD-ului. Obligatoriu.
Adică altfel n-ai cum. Nu, altfel vă spun. Dar eu, de exemplu, dacă aș vrea să candidez, mă bate acest gând. Nu vreau să fiu nici al dreptei, nici al stângii. Poți să candidezi? Da, cu puține șanse, pentru că sistemul din electoral din 2008 și care și astăzi se aplică în 2012 defavorizează atât partidele mici, cât și candidații independenți. De ce? Pentru că principiul acesta al redistribuției până la urmă funcționează excelent în mari coaliții sau în mari structuri partinice. Degeaba eu, să spunem, Mihai Neamțu, am simpatizanți în diaspora și cred că am câțiva care se uită la Nașul TV sau se uită pe internet, câteva zeci de mii de voturi care vin spre Mihai Neamțu, candidat independent, să spunem, sau spre Noua Republică, dacă e cazul, o structură, să spunem, dincolo de celelalte alianțe, ele, voturile acelea, nu sunt calculate prin cumul și nu, ele nu beneficiază de redistribuția din celelalte partide. Deci, un vot de la Chișinău, Criș, un vot de la Măgurele, un vot de la Giurgiu și un vot de la, să spunem, Rădăuți, chiar dacă e un vot curat și dat pe bune, este un vot pierdut, pentru că în coșul mare, pentru că nu am cum să depășesc adesea pragul electoral și până la urmă trebuie să fiu până la urmă parte unei alianțe ca să se cuantifice acele voturi. Da, interesant. Interesant. Deci dacă eu nu câștig, ca să fiu și mai tehnic, dacă Radu Moraru, nu știu unde ar avea mari șanse, dacă Radu Moraru nu ia 50% plus 1 din prima, ca să fiu și mai explicit, da. Dacă tu nu-l bați și pe cel de la USL și pe cel de la PDL cu toată dar și mașinăria cu 50% plus 1. Și cu 50% plus 1, ești out. Voturile tale nu sunt redistribuite în seama amicului lui Radu Moraru, să spunem, din Pitești. Deci toată ceata de neorepublicani, ca să zic așa, din țara asta, dacă s-ar distribui chiar și în marile orașe, nu ar putea să transfere precum ceilalți voturile de la unii la alții dacă ar lua sub 50%. Bun, eu recunosc că mie îmi place dictatura, deci voi candida doar pentru emisiunea Nașu, unde voi fi singurul candidat. Colegii, nu-i așa? Mai aveți candidați? Cu drept la monopol. Mai aveți candidați de moderator aici? Mai aveți? Al Pacino și Robert De Niro. Bine, chemați-i după alegeri, da? Bun. Interesant. Am avut câteva intervenții, pot să spun astăzi, nu? Apropo de monitorizare, pentru că sunt bucuros că ați observat exercițiul pe care îl facem zilnic. Da, eu aștept ca opoziția să spună tot timpul, poate chiar lucruri pe noi nu le vedem. Haideți să ne referim aici la una dintre cele mai stupefiante, bun, și bâlbe, că de-aia am spus bâlbă, amatorism și incompetență sau improvizație. Una dintre cele mai șocante bâlbe de dată recentă pe care le-a comis guvernul Ponta ține de discuția despre taxa pe moștenire. Țineți minte că Liviu Voinea, și am în față citatul, vreau să-l dau, Liviu Voinea a venit cu o incredibilă obrăznicie, specifică, aș spune, iertați-mă, socialiștilor, care... Socialiști vor să taxeze proprietatea ca și când proprietatea în primul rând a statului și abia apoi eventual a persoanei private. Iată ce spune domnul Voinea, ce spunea domnul Voinea acum câteva zile. Spune așa, înțeleg că n-ai moștenit, tu casa prin propria voință, că nu e un act de voință, faptul că de la bunica sau de la părinți ai luat casa părintească, nu? Se întâmplă uneori să primești o casă părintească în moștenire prin testament după ce părinții tăi nu mai sunt pe acest pământ. Nu înseamnă că ai avut banii să o cumperi, dar îți dau eu, zice, îți dau eu statul, timp, 6 luni, foarte generos, 6 luni sau un an, în care să faci tu o alegere. Deci statul deja spune, băi, nu e în regulă faptul că tu ești beneficiar unei generozități, unui act altruist, unui act de caritate, unui act, până la urmă, firesc, de solidaritate intergenerațională. Bunicii sunt, în general, solidari cu nepoții. I-au iubit și la moarte lasă moștenire. Ei bine, statul spune, hopa, se produce ceva între doi oameni, doi subiecti privați, trebuie să intervin și eu. Și domnul Voinea vrea să intervină și ne spune, trebuie, obligatoriu, să faci o alegere. Dacă o păstrezi, trebuie să plătești impozit ca pentru a doua casă. Ca și când avea o casă de vacanță sau ca și când avea o proprietate de lux. Ca și când avea o piscină, ca să dau un termen analogic. Iar dacă nu, să o vinzi.
Cu alte cuvinte, statul îmi spune mie că în casa părintească sau casa bunicilor, unde am visat cele mai frumoase gânduri despre cum voi deveni un aviator sau un politic, în casa bunicilor unde parfumul acela al copilăriei rămâne încă impregnat în ziduri, în casa părintească unde m-am jucat pentru prima oară cu fratele meu și am, nu știu, făcut șotii sau... În acea casă eu nu mai am voie să trăiesc decât dacă plătesc un supraimpozit ca și când aș trăi într-o casă de vacanță. Atitudine disprețuitoare la adresa proprietății private și la adresa familiei. Asta fac socialiștii. Atenție, proprietate pentru care odată deja s-a plătit o taxă sau un impozit. La momentul istoric, da? Da! Adică, în sensul că nu e ceva apărut peste noapte, nu e un Ferrari. Pur și simplu este o casă pentru care, sau de exemplu casa pe care am construit-o eu, poate să plătesc taxe la primărie, taxe de construcții, taxe de nu știu unde, impozit anual. Mai spunem. Nu, plătești astea. Ar fi culmea când o lași moștenire să mai apară iarăși încă o taxă, da? Bun, deci este o atitudine încă o dată care disprețuiește familia ca matrice, repet, a solidarităților intrageneraționale și intergeneraționale, pe de o parte. Pe de altă parte este o atitudine care penalizează, nu știu cum să spun eu, ideea asta de proprietate și cumulul în timp, cumulul în timp al bunurilor, pentru că familia este principalul generator de prosperitate în toate societățile occidentale, acolo unde familia este mai stabilă, acolo și prosperitatea crește. Acolo unde, de pildă, copiii se nasc și nu vreau să jignesc pe nimeni, dar e un fapt, acolo unde copiii se nasc în familii divorțate sau unde ruptura între părinți este uriașă, unde bunicii nu-și vorbesc, acolo și gradul de sărăcie este mai adânc. Deci, pe scurt, prosperitatea este bazată pe proprietate, pe muncă și pe familie. O idee clasică de dreapta, pe care o respectă toți europenii de dreapta și toți americanii de dreapta, dar care la noi este penalizată. Am mai făcut o intervenție și cu asta închei, dacă tot vorbim de actualitate. Am vorbit despre dezastrul de la Ministerul de Resort, care se ocupă de absorpția fondurilor europene. Astăzi, în conferința noastră de presă, am arătat că sunt zero fonduri, zero rambursări pentru programul pe transporturi, pe programul operațional regional, pe POSDRU, zero fonduri europene pe creșterea competitivității economice, zero fonduri europene pe programul operațional sectorial asistență tehnică și abia 3 milioane de euro, 3 milioane 880 de mii de euro pe programul operațional sectorial dezvoltare capacității administrative. Deci, 0, 0, 0, 0 adunat cu 3 milioane de euro într-o singură lună, luna august. Ce ne spune asta? Că această criză politică, artificial, indusă de către guvernul Ponta, Viorel Victor Ponta, cel care a spus undeva prin luna mai, dacă nu greșesc, sau aprilie, că în guvern se discută 70% politică și restul 30% administrație. Această criză are deja efecte în buzunarele oamenilor. Peste 20.000 de oameni care sunt dependenți de programul acesta POSDRU sunt astăzi vulnerabilizați de incompetența și irresponsabilitatea unei administrații centrale care a preferat să fie martora și generatoarea unui conflict politic inutil, așa cum arată astăzi declarațiile domnului Barroso sau declarațiile oricărui mare european, în schimb a preferat să ignore nevoile reale ale cetățenilor și asta mi se pare cumplit. Noi îi plătim pe ei ca să îmbunătățească condiția economică a cetățenilor acestei țări, ei sunt însă plătiți, se pare, pentru a crea artificial conflicte care nu duc nicăieri. Bun, asta înseamnă că ori sunt inconștienți, ori probabil au făcut studii și au văzut că electoratul lor nu e sensibil la asemenea subiecte. Poate că electoratul lor, și știu lucrul ăsta, cel din județele cele mai sărace, cel din satele cele mai sărace, s-a și văzut cum au fost votați, da? Păi pântele au rămas în sate și o sărăcie acolo unde e peste 100% prezența la vot, de nebunești, te duci și plângi când vezi acolo. Da, este... Și poate că acel electorat nici nu știe ce e fond european. Poate nici nu știe ce înseamnă euro. Nu știi că ești parte din Uniunea Europeană. Poate nu știu ce înseamnă... Da, apartenența noastră, exact, la UE. Da. După 5 ani, faptul că există o Românie profundă care nu știe că aparținem Uniunii Europene, după 5 ani de la integrare, asta este foarte grav.
Asta ține de, până la urmă, incapacitatea noastră a tuturor de a comunica, și a jurnaliștilor și a politicienilor, marile oportunități care au existat, iată, pentru polonezi, nu și pentru români, imediat după integrare. Polonezii au absorbit 100%, românii 6% în 5 ani. Este incredibil că acest tip de performanță nu este penalizată de către electorat. Dar spun încă un lucru și poate să vi se pară prea filozofic. Din păcate, socialismul se bazează întotdeauna pe condiția asistențială a unui electorat neputincios. Din păcate, a ține în sărăcie, în mod intenționat, în opinia mea, în mod intenționat, milioane de oameni pe care apoi îi cumperi în momentul alegerilor cu două pungi de făină și mărai. Da. Acest tip de logică este logica care dictează acțiunile politice ale stângii la noi încă din 90. Eu cred că în mod intenționat s-a produs o falimentare a tuturor industriilor, chiar și a celor competitive, imediat după 90, în România, de către Ion Iliescu, domnul Văcăroi și toți ceilalți care au venit după, pentru ca masa uriașă de români, care n-a putut să plece în Occident și care n-a plecat nici măcar din 2002 încoace, să fie foarte ușor de cumpărat, să aibă un preț foarte mic la vot. Și din păcate, ceea ce rămâne astăzi de făcut, și o spun cu foarte mult patos, este un singur lucru. Să scoatem noi, cei de dreapta, din pasivitate, și n-aș spune doar cei de dreapta, domnule Moraru. Haideți să spunem noi, cei cu bun simț și cu responsabilitate, nu doar față de generațiile prezente, ci și față de cele viitoare. Să scoatem la vot miile și zecile de mii de români care spun, eu nu mă duc, n-am pe cine să votez, m-am săturat. Care, până la urmă, preferă să aibă o vacanță în timp de iarnă sau în timp de vară, în loc să își exercite cetățenia activă și să fie acolo observatori, să vadă cât se fură la vot, să vadă cum se petrece scrutinul. Rămâne, deci, ca noi, cei buni, cei care n-am furat, cei care n-am mințit, cei care ne-am făcut școala pe bune, cei care n-am plagiat, cei care n-am copiat la examene, cei care am dat un bac cinstit, cei care știm limba română, cei care înțelegem dinamica europeană, cei care înțelegem contextul global în care criza economică a apărut. Deci ne rămâne ca noi, toți cei responsabili. Câți mai suntem așa, domnule? Cu bun simț, jurnaliști și politicieni, să-i convingem pe milioane de români să nu mai stea acasă. Da, dar suntem milioane de români care avem tot acest set de valori? Domnule Muraru, permiteți-mi să vă răspund altfel. M-a întrebat cineva recent, Mihai, da, bun, văd programul de guvernare al Noii Republici. Văd chiar programul de guvernare al Dreptei. Și când veți ajunge la putere, cât veți împlini din el? Permiteți-mi să spun așa. Când românii vor da 5%, voi împlini 5% din acel program. Când românii vor da 20%, voi împlini 20% din acel program. Când românii vor da 50%, voi împlini jumătate din program. Pentru că până la urmă, haideți să recunoaștem, este o coresponsabilitate. Politicianul nu e doar bun să fie sacrificat din 4 în 4 ani, demonizat între timp și eventual transformat într-un țap ispășitor atunci când în țară nu merg lucrurile, după cum s-a întâmplat cu Traian Băsescu. Politicianul are nevoie permanent de susținerea cetățenilor fără de care el este singur, izolat, un eventual bun comunicator, un bun organizator, dar nimic mai mult. Deci răspund în felul următor. Suntem milioane și putem deveni 10 de milioane dacă vrem, pentru că România în largul ei are încă aproape 30 de milioane de suflete. În largul ei, în toată lumea, românii sunt de ordinul celor 30 de milioane despre care vorbesc. Haide să găsim 10 milioane la iarnă care se pot mobiliza și care se spună de data asta îmi pasă. Văd o adiere de prospețime, văd un început bun, văd și o bobu de muștar pus în pământ, în pământul, în solul politicii românești. Îl văd pe Papa Hagi, îl văd pe Mihai Răzvan Ungureanu, o văd pe Raluca Turcan, îl văd pe Cristian Preda, o văd pe Monica Macovei, văd și tinerii de la Noua Republică și pe aceștia vreau să girez pentru a relansa proiectul Dreptei, care este un proiect care ține de prosperitate și de ieșirea din condiția nedemnă a celui asistat, care tot timpul cerșește și primește prea puțin pentru a fi cumpărat. E Dan Diaconescu direct, indirect și pe pedică ăsta, e un adversar? Este. Că mulți încep să-l ia în serios. Dom'le, ia 10%, ia 12%, toți îl umflă și mai mult decât atâta, nu prea înțeleg eu cum de televiziune serioase, alea puține, de fapt nu prea mai sunt, dar mă rog, televiziunile îl primă toată ziua pe micul ecran,
Dom'le, toată ziua de zici că e Nadia Comăneci, nu știu, e cineva. Da? Deci acest individ care n-a făcut decât rău societății românești prin lăturile și mizeria pe care a vărsat-o și el la tomberonul ăla nenorocit, în care, păcat că n-a încăput în el, Tolea făcea cea mai mare faptă pentru România dacă îl băga în tomberonul ăla și nu mai ieșea de acolo. Ei bine, glumesc, ca să zic așa, glumesc, da, CNA. Ei, acest individ, cam cât poate să capteze cu prostiile lui, cu elucubrațiile lui, că dă 20.000 de euro, că privatizează el, nu știu ce, fabrică, Olchimu. Credulitatea e un mare păcat. E un păcat în viață, în viața noastră personală. Uneori, iertați-mi expresia, punem botul la ce ne spune un mare demagog în viață și, cu siguranță, atunci când suntem și mai săraci și mai dependenți de eventual chiar o promisiune, ascultăm și această voce a populismului feroce. Eu cred că nu persoana lui Dan Diaconescu aici trebuie demonizată, cât ideile pe care de multe ori domnia sa le propagă, de pildă cum ar fi ideea asta de suprataxare a bogaților, de incriminare a oricărei brume de prosperitate pe care unii dintre noi au reușit să o strângă, și ideea asta că statul există, coane nu-i așa, cum spune coana Efimița către conul Leonida, statul există ca să plătească, să dea lefuri. Nu, este complet greșit. Statul există pentru a administra temporar corect, dar niște nevoi. El poate să prindă la aceștiști dezamăgiți. Da, acești oameni care până la urmă nu trebuie nici ei socotiți idioți. Ei sunt pur și simplu într-un stadiu atât de adâncit de disperare și într-o disperare creată, aș spune, prin culpa colectivă a tuturor politicienilor, încât nu s-a găsit omul capabil să le retrezească speranța. Ce mesaje le puteți da la care măcar să cadă oamenii pe gânduri? După părerea mea, trebuie să le retrezim, și poate dau aici o sugestie de emisiune, să le retrezim niște amintiri. După părerea mea, populismul PPDD-ului este o variantă politică a Caritasului din anii 92-93. Uh-huh. Atunci domnul Georgescu, actualmente ministru al finanțelor, patrona acest sistem în guvernul Văcăroiu, nu se atingea deloc de mizeria de la Cluj, numită Caritas, și lăsa milioane de români să fie păcăliți de un infractor. Cine vrea să vadă astăzi unde ne duce PPDD-ul, trebuie să revadă filmul Caritas. Vă rog mult, poate dați drumul la o, știu și o mică investigație, să vedem cât au suferit oamenii care au pus banii acolo, cei care au crezut că vor fi înmulțiți peste noapte cu 8 sau cu 10, cât au pierdut, ce lecții au tras din acea experiență cumplită, și dacă vom face asta, cred că românii își vor revedea atitudinea, își vor revizui atitudinea față de Dan Diaconescu. Deci primul lucru este amintițiile, marile tunuri din perioada tranziției. Da, și al doilea lucru, bună idee, bun, da. Și al doilea lucru pe care trebuie să-l spun, și îl spun cu gândul la niște sondaje și la o statistică recent livrată de către domnul Dâncu de la IRES, cred că nu greșesc, profesorul de sociologie Dâncu de la Cluj, care a livrat recent, ieri, deci, niște date șocante pentru mine. 80% din români cred că viitorul sună prost și foarte prost. Există, deci, pe scurt, domnule Radu Moraru, și dumneavoastră știți mai bine decât mine cum am ajuns aici, există o depresie colectivă care afectează starea sufletească a națiunii române. Ați întâlnit oameni depresivi? E indusă în fiecare seară de trustul propagandalul Dan Voiculescu și nu numai. Dar, în primul rând, acolo este... Bun. Eu n-am întâlnit român cu doi neuroni măcar, care să-mi spună, zice, dom'le, nu mă mai pot uita la ăștia, că devin depresiv. Deci există un factor care explică această stare de depresie, dar nu suficient, pentru că nu în mod suficient. Sigur, de ce? Sigur. Pentru că mult mai multe milioane de români care nu se uită, deci, la Antena 3, suferă de această deznădejde. Mm-hmm. Deznădejdea și depresia e o stare sufletească de închistare, de abandon, de neputință, de lipsă de vlagă, de abulie, de demotivare, la care trebuie să vină un răspuns pe măsură. Aproape vine să spun o undă de șoc, și nu vă ascund faptul că eu simt că în alianța asta România Dreaptă trebuie să se producă ceva pentru să vină un zvâc, să apară un element care să rupă ritmul pentru a trezi cu adevărat energiile din această națiune, din această națiune română, care este una puternică, ar putea fi mult mai puternică. Revin, depresia, domnule Moraru, este indusă și de politicienii incapabili să
printr-un discurs motivațional, să retrezească speranța și să descrie un alt orizont posibil și chiar necesar pentru existența noastră comunitară. Ce spun cu asta? Că a existat, de pildă, un Traian Băsescu, care în 2005, 2006, 2007 a practicat un optimism viril, care a putut să spună: omule, trăiește-ți viața într-un fel care să nu te facă dependent de stat, care să nu te facă un om mereu posomorât și smiorcăit. Uită-te la faptul că trăim în Europa, gândește-te la faptul că aparținem structurii NATO, cele mai puternice structuri militare, apropo de conflictul din Iran. Privește la faptul că avem de 60 de ani pace și că de asta nu s-au bucurat zeci de generații de români. Uită-te la faptul că, știu și eu, speranța de viață crește în România. Uită-te la faptul că este posibil să-ți trimiți copiii să studieze la cele mai bune universități ale lumii, fapt care nu s-a mai întâmplat de la 1848 încoace și atunci s-a întâmplat doar cu o elită de 300 de oameni. Privește spre viitor, privește cerul senin și amintește-ți că poți să trăiești bine. Acest tip de optimism viril, puternic, marinăresc, luați-l cum vreți, calificați-l cum știți. Acest optimism trebuie redescoperit. Îmi amintesc că a mai fost practicat și de un Corneliu Coposu, care, deși trecuse prin 17 ani de închisoare, era senin. Îmi amintesc de faptul că optimismul era o formă de politețe și în discursul lui Ion Rațiu, care și el venea după 40 de ani de pribegie. Deci, optimismul e o stare de spirit pe care politicienii care practică arta viitorului trebuie să știe să-l redescopere, să o redescopere ca stare de spirit generalizată. Până nu vom avea oameni politici în stare de asta, vom avea doar administratori și manageri. Da, uite, și asta e într-adevăr ceva ce ne-a scăpat în ultima vreme. Deci nu cred, sincer, în politica tehnocraților. De-aia eu rezist aceste tentații. Hai să dăm țara pe mâna unor CEOs, să dăm țara ca pe o companie pe mâna unor roboți care eventual se uită la buget, se uită la, știu, cheltuieli. Sunt foarte bune și sunt foarte necesare. Oamenii exact sunt foarte importanți. Oamenii preciși care calculează cifre. Dar tocmai CEO-ii ăștia din toată lumea au prăbușit economia mondiale. Exact. Da, adică... Și își petreceau în desfrâu weekendurile mai știu unde, după ce tocmai prăbușiseră averile a milioane de oameni. Dar, revin, pe lângă tehnocrații, într-o democrație veritabilă, unde principiul reprezentării funcționează, îți trebuie vizionari, îți trebuie oameni capabili să vadă mai mult decât un simplu contabil. Care ar fi mesajul ăsta optimist pe care am putea să-l construim? Este cel pe care tocmai l-am formulat. România, de fapt, trăiește în cea mai sigură structură militară, economică și politică din ultimii 500 de ani. Bunicii noștri și-au lăsat câte un braț sau eventual câte un picior la Sevastopol, în Crimea sau la Stalingrad. Străbunicii noștri au lăsat rude, prieteni în primul război mondial pe la Mărășești, pe la Oituz, morți și neîngropați pe câmpiile acelea ale Moldovei. În 1877 a existat un război de independență pe care Carol l-a dat cu greu. Ok, sună frumos. Și noi, Și noi n-am făcut nimic din toate astea. Noi am trecut printr-o revoluție pe care o studiază cu asiduitate cu domnul Cartianu pentru a descoperi 1000 de morți. Păi 1000 de morți la scala celor 200.000 de morți sau 500.000 de morți din al doilea război mondial e foarte puțin. E adevărat. Deci, calamitățile istorice care ne preced au fost mult mai mari. Deci este un prim element care ne dă siguranță. Nu stăm de fapt atât de rău. Al doilea lucru, oportunitățile noastre ca țară sunt uriașe în contextul globalizării. Știți că s-a făcut un calcul care vorbește despre 100 de miliarde de euro pe care i-ar avea românii din toată lumea ca pe un capital direct de care dispun. Știți că se vorbește despre cei 50.000 de tineri care numai anii aceștia au studiat în Occident și care pot fi folosiți, după cum a fost și un Daniel Funeriu folosit, în administrația centrală din România. Știți că există oameni precum Adrian Papahagi, care după 12 ani de studiu la Sorbona se întoarce acasă și face și politică. Ei, astea sunt surse de optimism. Tinerețea lor, prospețimea lor, inteligența lor, carisma lor, bunul simț, onestitatea, familiile bune din care vin, toate astea sunt motive pentru mine de optimism și nu voi ceda niciodată de la predicarea acestui. 2 milioane de muncitori calificați care muncesc în Occident. Absolut. Și care vin... Care cei mai buni meseriași ai României astăzi
sunt în Spania, în Italia, de la construcții, instalații, antreprenori chiar. Absolut. Da? Deci asta înseamnă că, da, încep să fiu optimist, dar... Și aici asta înseamnă că ei dar... vin nu doar cu bani, asta înseamnă nu, că ei vin nu doar cu o știință, nu știu, a unei profesii, nu știu, cea de tâmplar sau cea de dulgher, sau... ei vin cu un alt cu stil de viață, bravo, exact. Cu o civilizație, ei vin cu niște așteptări, ei vin și spun politicianului de acasă, de pildă am un prieten, Doru Huminiuc, care vine după 20 de ani, e la Noua Republică, trăiește în Iași și văd amprenta italiană asupra lui, se simte, el vrea ca politicianul din România să fie puțin altfel, să aibă o altă alură, să vorbească într-un fel diferit. Deci ei vin cu niște exigențe suplimentare și apoi vin cu un stil de viață care îi face să, nu știu, se plimbe altfel pe stradă, să aibă o altă ținută corporală, să se îmbrace puțin diferit, să fie mai respectoși și politicoși. Acești oameni care au trăit în Occident mult timp pot să ducă în România o plusvaloare extraordinară și aici eu văd o sursă de optimism absolut imposibil de contestat. Dar, și aici vin să dau ca reporterul de teren, țărișoara noastră dragă. Mergând pe teren, vorbind cel puțin vara asta, n-am fost plecat nicăieri și am avut ocazia să mă întâlnesc cu cei care poate n-au plecat în concediu sau după ce s-au întors din concedii. Dom'le, românul de aici, din țară, are niște obiceiuri proaste. Deci își petrece concediu scump de multe ori, până în străinătate, dar vine acasă și spune vai, n-am bani, sunt amărât, sunt distrus, sunt disperat. Și eu zic, păi dacă n-ai bani, ce-ai căutat tată să plătești 1.000 de euro pe nu știu ce concediu? Sau dacă n-ai bani, de ce ți-ai luat o mașină scumpă? Aoleu, nu merge firma, nu știu ce, nu știu ce, și corect. Nu merge firma, da, și-a luat mașină nouă, ba și-a luat și vilă, ba și-a luat și... A treia plasmă. Dar el e supărat, e nemulțumit și avem o categorie uriașă și vorbesc de oameni care, repet, ar trebui să fie de dreapta. Sunt oameni care au pierdut afacerile care se făceau până acum în România, cât România nu se vedea cât se fură, da? Cât era prosperitatea asta dată de creștere economică, de absența oricărei crize economice, de creditele ieftine, de inundarea pieței cu bani falși până la urmă, că acești bani au devenit falși în final, aceste credite date aiurea. Ăștia aveau contracte cu statul, mari, câștigau bine, își făceau, nu știu, 7 concedii pe an, și cumpărau poate mașini foarte scumpe, dar deja mașinile sunt chiar ieftine în comparație cu ce își făceau ei. Ei bine, acești oameni sunt supărați. Angajaților de la privat sunt supărați. Pentru că vine șeful, patronul în firmă și zice, v-am scăzut salariile cu 50%, cu 25%, idioților. Dar nu eu sunt de vină. Nu managementul meu de pe vremuri cu statul care nu mai există, ci Băsescu sau Mihai Neamțu. Deci chiar am auzit oameni vorbind că și Mihai Neamțu e de vină. Și am zis, dar ce a făcut Neamțu? Că el încă n-a intrat pe teren. Nu, dom'le, e că îl susține pe Băsescu sau dreapta sau nu știu ce. Ei bine, deci auzi oameni care n-au cum să fie de stânga că ei vă acuză, domnule Neamțu, pe dumneavoastră și poate și pe Papa Hagi, că a stat 12 ani la Sorbonă. Și n-a mâncat salam cu... Nu, aia s-a dus cu salamul, nu. Pur și simplu, acești oameni nu mai vor decât întoarcerea la afacerile care se făceau pe vremea lui Năstase. Că eu zic, bă, da, pe vremea lui Năstase era dezastru, țineți minte. Bă, furau ăia mult, dar ne lăsau și pe noi. Bun, eu cred că acestor oameni trebuie să le explicăm că timpurile s-au dus definitiv. Și dacă stânga vine din nou la putere din iarnă, aceste vremuri, uitați-vă ce impune FMI-ul, nu mai sunt posibile. De ce? FMI-ul spune... privatizați Olchimul. Nu cred că vrea domnul Ponta foarte mult și am auzit și de declarația domnului Mitrea că trebuie dat Olchimul pe gratis Gazpromului doar pentru că vrea să-l ia. Interesantă logică. Nu știu de ce n-au gândit la fel și în 2004. Eu vrăjeală, nu fac nimic. L-au pus pe cine? Hai să deconspirăm. Păi pe Dan Diaconescu avea el tupeu. Acest pușcăriaș, repet, șantajabil, sprijinit de băieți din serviciile secrete românești. Avea el tupeu să ducă la Olchim? El execută ce-i spun Barosanii din spate. El a fost pus să blocheze.
E un teatru ieftin. Eu m-am săturat de teatru ăsta securistic. Dumne, pe vremea lui Măgureanu erau mai deștepți băieții din serviciile secrete. Da, și Berevoiești, da? S-a făcut altfel. Da. Băi, incredibil, adică... Domnule Moraru, eu vreau să spun ne altceva. Bagă pe gât acest ipochimen, acest personaj. Acest energumen, vreau să spuneți. Da, da. Da. Vreau să spun atât, tot așa la nivel general, că până la urmă și povestea cu Old Chimu, care acum trebuie privatizat, vorbește despre niște vremuri care au trecut. Știți că Old Chimu din 2006 nu mai avea creștere, nu mai avea profit? Deci 2007, Tăriceanu, 2008, Tăriceanu, 2009, Emil Boc, 2011, Mihai Răzvan Ungureanu, sau cine, 2012, Mihai Răzvan Ungureanu și după aceea Victor Ponta, au fost ani în care până la urmă s-a știut că Old Chimu este pe minus. Întrebare. De ce managementul acestei companii de stat, care, repet, ne-a obligat pe noi cetățenii să scoatem bani din buzunar și să acoperim golul creat de un management idiot, deci, și mai ales de sistemul de căpușare? Domnul președinte, poți să răspund? De ce nu s-a acționat înainte? De ce? Pentru că... Câți ani de pierdere? 6 ani de pierdere. Din 2000? Da, 6 ani de pierdere. Domnul Neamțu, nu știți nimic dumneavoastră. Dumneavoastră nu veniți din sistem. Dumneavoastră nu veniți de aici, din măruntaiele astea puturoase și pline de jeg, ca să înțelegeți că acolo sunt și securiști care trebuie să trăiască. Foști. Că acolo trebuie să trăiască toți șmecherii care ce făceau? Ăștia ce făceau? Făceau tâmplăria pentru termopane. Venea șmecherul, făcea contract de 10.000 de miliarde de termopan. Fără standarde de cost, de calitate sau de procedură? Nu, bune. Nu, făceau termopane bune. Le dădeau foarte ieftin, la preț foarte mic, de multe ori cred că era la sub cu prețul de producție. Șmecherul politician nu plătea nici măcar bănuții aia și el mergea pe piața termopanelor, că s-a construit în Draci, și competiționa cu firmele serioase. Și el câștiga licitații, să facă blocuri ANL, să facă blocuri nu știu care, că normal o firmă serioasă pierdea când mergea cu prețurile corecte, când ăsta venea gratis aproape. Deci un model de dumping economic gândit căpușare, prin exact relația ca politic. La Sidex. Păcurarul, politicianul, căruia îi place foarte mult internetul, chat-ul și tot ce ține de erotismul construcției și comerțului cu tablă, omul ăsta era regele tablei, acolo cu Sidex-ul. Tot așa, luau tablă, uitau să o plătească, o plăteau peste nu știu câți ani. Ia gândiți-vă la anii în care dolarul era 6.000 de lei și peste 6 luni sau peste 2 ani era 15.000 de lei. Și tu te dai dinapoi, da, după... Deci, domnul Neamțu, nu știți nimic, dumneavoastră. Veniți dumneavoastră să ne învățați pe noi ăștia care suntem aici în putregaiul ăsta, dumneavoastră de la Oxford, Londra. Nu, nu, n-ați înțeles. Deci, domnul Moraru, problema e alta. Că noi nu mai putem acum să ne împrumutăm pe piețele externe pentru a umple golurile create de aceste... De CFR, de Tarom, de Old Chim. Vă mai spun un lucru care mă șochează. De fiecare dată când ajung în aeroportul nostru, singurul aeroport, poate, după cel de la Cluj, pe bune, din România, văd un lucru. Că avem așa, o firmă de stat numită Tarom, care merge fiecare an pe pierderi. Bun, e un fapt. Mai sunt și altele, poate. După care, văd că această firmă de transport are oameni angajați, deci de stat, de la stat, deci plătiți și de mine, care ce fac? Se pun să fugărească singurii taximetriști cinstiți, nu? Care vor să ia clientul, care coboară cu bagaje, și care la un leu 40 sau un leu 39, da? Te duc pe bune, că e vorba de firma XYZ, până unde vrei cu tu în capital. Cu 25 de lei, nu cu 50, 80, 100. În schimb, firma de stat numită Tarom a semnat un contract cu o altă firmă de taxiuri care, sigur, are voie să staționeze acolo, nefugărită de angajații firmei de stat Tarom, plătiți tot de mine, da? Și care te duce de 3 ori mai scump. Acest tip de anomalie, după părerea mea, ar dispărea atunci când am avea un management privat, poate chiar o privatizare a acestor companii și cele de taxiuri, evident, asta nu se mai pune în discuție, dar mai ales companii aeriene. De ce nu? Adică piața liberă ar dicta prețul corect și poate chiar și diferența între fraieri și oameni inteligenți. Problema, iară nu știți nimic, domnule Neamț. Problema e că ei nu vor.
Da, dar pe banii mei? Banii mei să țină Taromu și Olchimul și CFR-ul? Nu, dar vor. Tot pe banii mei, când de pildă iarăși se iartă de datorii, că domnul Ponta tot asta face, mai iartă de câteva sute de milioane de datorii diferite firme. Și am înțeles că Metrorex-ul și alte firme de stat tot timpul primesc câte o dispensă. Dom'le, cineva se întreabă cine plătește? Cine plătește aceste datorii? Păi omul de rând, eu spun, cetățenii există înaintea statului și statul există pentru cetățeni și nu cetățenii pentru stat. Vă dau o dezvăluire ca să reveniți în patria noastră. Deși și eu încă mai cred că putem schimba lucrurile astea. Adică putem să avem o țară așa cum o vedeți și dumneavoastră, să terminăm o dată cu toate aceste șmecherii, pentru că, atenție, noi femeiul păcălim de 20 de ani. Deci asta cu femeiul, atât de talentat suntem să-i păcălim, că femeiul zice, deci de ce nu privatizați Olchim? Păi, stimați domni de la probleme femeii, sociale. Nu probleme sociale, nu, alea au mers câțiva ani. Zice, avem un cetățean al patriei, candidat la președinția României, un cetățean care are și o televiziune, un fel de mogul așa, care a blocat, fiindcă vrea și el să participe la privatizare. Și ăla de la femeie zice, bă, sigur, dacă e injustiție, dacă și-l mai aburim o dată. Ei nu știu că ăsta e pus să facă. Deci Dan Diaconescu nu face o mutare fără ordin. El e cu ordin. Da? Și mă întorc acum la ce spuneam. Băieții ăștia nu vor pentru că ei de fapt de asta se bat să ajungă la putere. Ca pe banii noștri să-și facă ei bani mulți. Bun, dar lucrul ăsta nu mai poate fi ascuns. Lucrul ăsta devine evident pentru toată lumea. Lucrul ăsta e tot mai transparent. Românii sunt tot mai inteligenți, folosesc... PPDD-ul are 14%, spune un sondaj, cu toate că Dan Diaconescu aparent se lăfăie în iahturi, limuzine, avioane avea la un dat... Vile de lux. Vile de lux. N-are. Și aia e o minciună gonflată. Dar uite că oamenii îl votează. Da, pentru că n-am știut noi să oferim alternativa la frustrările acestor oameni. Oamenii aceștia sunt frustrați, sunt dezamăgiți și de USL, și de PDL, sunt dezamăgiți și de stânga, și de dreapta, și cred în falsa noutate a lui Dan Diaconescu. Cred în promisiunile deșarte a unui tip care, până la urmă, dacă este purecat foarte atent, se dovedește a fi, într-adevăr, cum ați spus dumneavoastră, un om certat cu legea. Și poate mai mult decât atât. Bun. Ce facem? Revin. Trebuie să găsim alternativa inteligentă. Tot ce face Dan Diaconescu rău, trebuie să facem noi ăștia mai noi bine. Să găsim alternativa inteligentă la acest populist și să spunem că da, este loc de prosperitate, românii pot să trăiască mai bine, dacă știm să nu ne mai batem joc de țara asta. În primul rând, bunoară, să nu mai periclităm imaginea României în lume, nu? Într-un moment de criză economică fără precedent. Păi cum îți permiți tu, când știi bine tu, Victor Viorel Ponta, că trebuie să te împrumuți, că trebuie să te împrumuți, cum îți permiți să distrugi imaginea României în toată Europa, să-i pui pe gânduri pe americani, să-i pui pe gânduri pe canadieni, să-i pui pe gânduri pe nemți, care poate vreau să mai deschidă o fabricuță undeva în Baia Mare sau undeva în Maramure sau undeva, știu și eu, poate mai aproape și de Giurgiu sau de Gorj, de unde vine el, unde e o sărăcie luce. Ea și întreba pe gorjeni, apropo, dacă vor să-l voteze încă o dată, gorjenii pot să-l întrebe pe Victor Viorel Ponta ce investiții străine sau poate românești a atras domnia sa în județul unde vrea să fie din nou validat? E o întrebare simplă. De ce? Pentru că în acel județ foarte mulți oameni sunt foarte săraci. Este județul unde pe vremuri, în 2000, vă spun exact, în 2005, investiția pe cap de locuitor, investiția străină pe cap de locuitor era $6, în timp ce la București era de $4,500. Asta este Gorjul. Da? Gorjul lui Constantin Brâncuș, unde ai putea să faci minuni prin arta sa. Dar de ce opoziția nu își face o strategie? Asta e întrebarea. Puneți pe cineva să-l bată în Gorj. Să piardă Ponta în Gorj. Deci găsiți pe cineva. Vedeți ce vor să voteze gorjenii, da? Ce tipologie, nu știu, habar n-am. Puneți-l pe, eu l-aș pune pe Cartianu. Sigur că nu-l dăm pe Cartianu. Rămâne aici în zona presei. Dar unul ca și el... Cine îl bate pe Ponta, da, pentru că el e de acolo, ăsta e venetic Ponta în Gorj, nu e... Trebuie un om de-al locului, trebuie un om cu o anumită notorietate, poate apropiată și de cea lui Victor Ponta, trebuie un om care are mult mai multe cinste. Urmăriți-i pe ăștia, unde trebuie candidează Crin Antonescu? Pac! Unde candidează, pac, Dragnea? Mă rog, Dragnea s-ar putea colegii să nu mai apuce, că dacă e în așa anchete, nu știu dacă are voie, da. Bun, deci revin, dincolo de chestiunea electorală, revin la ideea fundamentală. Eu
cred că noua Republică și Alianța de Dreapta poate oferi o alternativă la Dan Diaconescu și la acest populism, doar că ne trebuie și nouă mai mult curaj, mai multă vehemență, mai multă sinceritate, chiar și, zic eu, curajul de a recunoaște greșelile făcute în timp, pentru asta trebuie să renunți la orgoliu, și ne mai trebuie un lucru, repet, să redescoperim optimismul de odinioară, să reinventăm, dar nu din vorbe, ci dintr-o analiză, chiar a oportunităților acestei Românii, oportunități absolut reale, să reinventăm capacitatea românilor de a crede în propriul lor destin. Aceste criterii pentru desemnarea candidaților la alegerile parlamentare, propus de Monica Macovei și propuse, colegi... Da. Bun. Am zis criterii. Propuse, da. Propuse. Atunci, iată, sunt 12 puncte. Când se face trierea? Eu vă spun, Noua Republică are un număr de candidați pe care i-am selectat în funcție și de aceste criterii. Sunt pe lângă criteriile de profesionalism, deci de, aș spune, probitate în meseria pe care ți-ai exercitat-o sau pe care ai ales-o, sunt și criteriile de integritate. Probitate profesională, aș spune, excelență profesională sau, nu știu, vrednicie. Nu, să fii un om care a făcut ceva la viața lui în meseria proprie. Pe lângă notorietate, trebuie să ai și integritate. Deci ați găsit oameni să corespundă... Noua Republică i-a găsit. Sper ca și ceilalți parteneri să poată propune oameni vrednici, pentru că românii nu vor mai fi păcăliți. Încă o dată, românii astăzi dispun de internet, românii fac repede un search pe Google, românii descoperă istoria acelui personaj în 2 timp și 3 mișcări. Vor ști și ce au făcut ei la 15 ani? Nu știu. Vă dau niște exemple din teren. Sunt astăzi mulți români care nu știu că există Nașul TV. Și totuși, da? Existați de câteva luni. Noua Republică. Dar față de Noua Republică, noi avem 20 de ani. Sau, mă rog, 10 ani și ceva de Nașul. Sunt oameni care au ieșit, aproape 1 milion de români, au ieșit la vot la referendum. Ca să-l voteze pe Traian Băsescu. Să-l sprijine pe Traian Băsescu. Deci oameni care într-o lună și ceva de comunicate la televizor, de războaie mediatice, la ei n-a ajuns mesajul ăsta. Atenție, chiar eu am pățit din apropierea familie mea sau, da, intelectual, care se întrece, deci nu trebuia să mergem la referendum? Că n-am prea înțeles. Deci există categorii de români, unii dintre ei muncesc 16 ore pe zi, nici n-au timp să dea drumul la radio, nici n-au timp să citească. Alții sunt depresivi, alții s-au închis în lumea lor, alții sunt autiști deja, da? Transformați, adică cu toții am suferit niște mutații. Și eu vă spun ceva, sunt români astăzi care după câteva luni, avem 4-5 luni de când noi emitem, doar într-un singur rețea noi emitem, din cele câteva rețele uriașe din România în care emitem și oamenii nu știu. Am avut conferințe de presă, articole în presă și spuneați de internet. Păi internetul e plin. Și atunci de asta zic, aveți grijă la cum promovați, pentru că se construiește tare greu. Tare greu poți să construiești și să te bazezi pe faptul că internetul astăzi nu. Nu, eu am spus altceva și poate că ați plecat de la gândul meu și ați dus discuția ușor într-o altă direcție. Eu am spus ceva foarte simplu, anume că jurnaliștii, chiar și inamici, sau în primul rând ei, iată, te descos până la ultima dungă. Dar nu înseamnă că află românii. Uitați-vă la scandalul din presă din ultimele zile. Uitați-vă la faptul că se uită și la ce parfum ai folosit dacă era pe lista de protocol. Asta se întâmplă și ce încerc să spun? După părerea mea, atacul acesta la Mihai Răzvan Ungureanu este un atac meschin, pentru că regulile de protocol impun oricărui ministru sau prim-ministru să se prezinte, aș spune, decent, elegant, chiar în fața unor invitați străini. Deci Petre Roman, fost prim-ministru al României, a vrut să atace și el pe Mihai Răzvan Ungureanu, a fost chemat la dezbatere, a dat, bun, incredibil, cum și-au permis, protocol scump. Dar el singur spune, pe vremea mea era $3,000, nu, colegii? Făcând împărțeala sumelor, am constatat că protocolul pe timpul guvernării Mihai Răzvan Ungureanu era sub această sumă. Dar atenție, ce puternic era dolarul în anii 90, adică Petre Roman a recunoscut că de fapt e o sumă pe care orice premier, da? Astăzi colegii mei au trimis premierului și a zis, bă, ia dă-ne dumne protocolul și din vremea matale și al lui Boc, dă-ne din, da, până la urmă, și al lui Răstase, că până la urmă dacă tot atacăm subiectul, e bine să știm, nu?
Până la urmă, poate ar trebui să-i spunem domnului Ponta că nici să ai o bună filipineză nu e tocmai de aici colea pentru oameni de rând, dar aș mai spune un lucru. I-aș spune casa în care stă, poate. 20 de milioane. Poate aia e mai valabilă. Dar nu am vrut să atac nicio etnie aici. Vreau doar să spun că nici el nu e chiar cu excursiile domniei sale prin Dubai, cu raliurile de la Monte Carlo, nu e tocmai un proletar. Nu mi se pare că are alura unui Mao Zedong în secolul 21. Revin. Mie mi se pare că și poate că ar mai trebui adăugat ceva la chestiunea asta, la ipocrizia asta stângii. Dom'le, cu 20 de milioane de euro cât a costat referendumul doar așa în scripte, puteai să primești 200 de delegații internaționale și să cumperi iarăși pe încă 15 ani de acum înainte protocolul. Da? Că 500 de mii sau 250 de mii de euro protocolul domnului Ungureanu este, cred că, nici măcar a 20-a parte. Este a 40-a parte din ceea ce a costat referendumul. Dar revin și nu mai comentez această ipocrizie structurală. Până la urmă, stânga este absolut ipocrită. Mie, dacă îmi place dreapta, e că e mai cinstită. Dom'le, oamenii de dreapta care sunt bogați recunosc asta și vor să fie bogați. Da? Înstăriți. Da. Stânga, când defilează cu limuzinele pe la congresul PSD, vine să țină predici de la amvon despre marea suferință a omului de rând și după aceea acei oameni de stânga se suie în limuzine. Dar revin și spun cu asta închei. În România există capacitatea de a, acum, în 2012, de a reinventa optimismul. În România există capacitatea de a pune la oaltă energiile sănătoase din jurnalism, din mediul de business și din politică. Și cu asta vom duce multe surprize, cred, în toamna acestui an. Să ne ajute Dumnezeu. Dar eu până în toamnă cred că vom avea mari bătălii și într-un fel i-am înarmat pe toți colegii mei. Astăzi am distribuit arme, pistoale, mitraliere cu apă și multe informații. Vom porni o bătălie pentru România cum n-a văzut Parisul. Adică am început să, după câteva luni de când sunt băieții la guvernare, am început să prindem firele pe unde fură, pe unde sunt corupți, pe unde dau tunuri și așa mai departe. Dau un exemplu, ca să înceapă să tremure acel ministru, chiar dacă am înțeles din culise că va fi schimbat tocmai pentru că e prea groasă. Omul s-a dus și a propus unei firme din străinătate, ca să nu spun țara, s-a dus unei firme căreia i-a propus următoarea afacere. Noi, statul, facem contract cu voi, vă dau eu banii de la minister, e vorba de sume de milioane de euro, dar jumate ne întoarceți nouă. Interesant. Da? Deci asta a ajuns până la serviciile specializate ale țării respective, da? Deci cam ăștia sunt guvernanții noștri. Bun.